Poliția rutieră face odată la un timp acțiuni de control de rutină. Pe lângă verificarea legalității actelor, ele pot însemna și verificarea accesoriilor pe care nu vrem să le folosim vreodată, adică o trusă de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu. În ceea ce privește verificarea actelor care le sunt necesare șoferilor pe drumurile publice, polițiștii vor avea în vedere actele mașinii, talonul, cât și actele șoferului autoturismului, permisul de conducere și actul de identitate. Conform capitolului 5, reguli de circulație din codul rutier, ordonanța de urgență numărul 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, participanții la trafic sunt obligați ca la cererea polițistului rutier să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului condus, documente referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de lege. Nerespectarea acestor prevederi le aduce șoferilor o amendă de clasa a treia de sancțiuni, care prevede între 6 și 8 puncte de amendă. Această sancțiune va fi cuprinsă între 870 de lei și 1160 de lei, în contextul în care valoarea punctului de amendă este de 145 de lei. Este valabilă până la data de 31 decembrie 2020, deci în lipsa altor modificări expres. Pentru refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a celorlalte documente prevăzute de lege la cererea polițistului rutier, precum și refuzul de a permite verificarea vehiculului, se aplică o sancțiune de 4 puncte de penalizare. Eticheta trusei sanitare auto trebuie să conțină denumirea produsului, denumirea și adresa producătorului și denumirea și adresa persoanei responsabile de introducerea produsului pe piață după caz. La expirarea termenului de valabilitate al componentelor trusei sanitare auto, acestea pot fi înlocuite de utilizator cu produse cu aceleași caracteristici introduse pe piață cu respectarea cerințelor prevăzute de hotărârea Guvernului numărul 911/2005, relatează mediafax.ro.